Luptă din Valea Arieșului, la Albac, începea nu cu mult timp în urmă. O scriu acum, după ce am trecut prin filtrul memoriei mai multe capitole. Se face că plecam în căutarea unor locuri despre care nu știam mare lucru. Și ca să ajung acolo, traversam drumuri în care vremea zăpezilor și a troienelor își arăta cu domnească înfățișare supremația. Eram deja la Albac când am simțit fericită aici. Un duh smerit și așezat, ferecând bătrânește excesele sudului. Se simțea asta în firea oamenilor și în pacea dealurilor. Dealuri care șușoteau între ele, bârfind molcom soarele, care le-a părăsit pentru meleaguri mai mândre. Aici am întâlnit starețul mănăstirii Albac și preotul satului. Îmi arătau locurile și îmi vorbeau despre poveștile oamenilor. Ajungeam chiar într-una din curți și eram întâmpinată de oameni pentru care prezentul părea desprins din poveștile de altădată. Oameni vechi, fără să fie nimic peiorativ în asta, vechi precum pământul pe care și-au așezat casele. Bună ziua! Bună ziua! Doamne ajute! Am aflat de la părinte că dumneavoastră veniți duminică de duminică la biserică, da, mai da. Bine de 7-8 kilometri. Da, da. Nu vă e greu? Acum nu e greu, să știți că suntem obișnuiți. La mulți ani, cu sănătate. Și cu voie bună. Aia e cel mai important, voia bună. Da. Ce mai faci? În viață, de-o pare. Aia, important să fim în viață. Aia. N-am gândit la aia și a să ajung nici cu... Cât îți? 92? Și 2. 92, ai trecut pe 92. Da, da, e, da. De la carte, da. De la 1 încă mai am o 3 luni. În februarie facem februarie. 92, da. Deci mai câteva săptămâni și facem 92. Da. Slavă lui Dumnezeu pentru tot. Cum a fost viața aici, cum o știi dumneata, când erai ficior, acum 60 de ani? Ce ierni erau aici? Era o șupără aici. Zăpadă? Da. Și cu ce mergeai la Albac, la centru? Pe jos? Cu cocoțel, pă. Am plecat de la cei care îmi vorbiseră cu mândrie despre Albac. Albacul în care și-a ridicat casă până și un francez cu stare, așa îmi spuneau sătenii. Mai să mă conducă să văd măcar o grada francezului. Mergi și dacă întrebi de mănăstire, oamenii pun întrebări ajutătoare ca să se dumirească la care anume mănăstire te referi. Un reper pentru ei este părintele Rafael Noica, fiul filozofului, călugărul despre care toți oamenii din sat vorbesc ca despre sfântul locului. Așa afli că părintele înțelept, cel care a fost în țări străine, tocmai de pe acolo, de prin Anglia, s-a retras din lume și stă într-un loc izolat la câțiva kilometri de Albac. Mai cobora cu ceva timp în urmă aici, la mănăstirea Albac, dar acum nu. Mănăstirea Sfântul Ilie din Albac este un colț de rai. O mână de maici primitoare și mai ales ceea ce pentru părerea unei răzvrătite ca mine uneori este esențial, zâmbitoare și calde. Maici care gospodăresc locul. E primitor și plin de iubire totul, de la vecernia de seară până la siropul din afinele culese vara pe dealuri. Iar atelierele în care lucrează vorbesc mai abitir despre ele. Lucrează haine călugărești, cu migală și cu multă răbdare. Nu știu de ce, dar parcă și pentru pisică, veche încă de la ridicarea mănăstirii, sunt alte înțelesuri ale lumii. În atelierul de pictură am găsit aceeași primenire. De parcă cineva străjuiește la porțile chiliilor și ale atelierelor și dă, cu bună drămuială, spor, speranță și privire înțeleaptă. Să fie ceva din spiritul părintelui Rafael Noica, ceva din starețul Sofronie de la Essex, din învățăturile căruia citesc maicile la ora mesei,
ori generozitatea Sfântului Ilie. Nu am un răspuns și nici nu-l caut. Ce am căutat în povestea mea a fost, dragă cititoriule, cum spunea vechiul cronicar, cititoriule de ecrane de astădată, să te fac părtaș cu privirea și cu sufletul la a vedea un loc minunat de pe Valea Arieșului. Urmează săptămâna viitoare, partea a doua.